Diavolul, de Lev Tolstoi. Capitolul 1. Eu însă vă spun vouă, oricine se uită la femeie poftind-o, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Iar dacă ochiul tău cel drept te smintește pe tine, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în ghienă. Și dacă mâna ta cea dreaptă te smintește pe tine, tai-o și o aruncă de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în ghenă. Matei, versetul 28-30. Evgenie Irteniev putea să spere într-o carieră strălucită. Avea tot ce-i trebuia pentru aceasta. Educația lui fusese foarte îngrijită. Sfârșise cu un strălucit succes studiile de drept de la facultatea din Petersburg și, prin tatălui mort de curând, avea legături în cea mai înaltă societate, așa că intrase la minister, chiar sub oblăduirea ministrului însuși. Avea de asemenea și avere, o avere mare, dar compromisă. Tatăl trăise în străinătate și la Petersburg și trimitea fiecăruia dintre fiii săi, Evgenie și cel mai mare, Andrei, ofițer în cavaleria de gardă, o pensie anuală de 6.000 de ruble, iar el cu nevastă sa cheltuiau nespus de mult. Vara venea să locuiască 2 luni la țară, dar nu se ocupa nici de cum de exploatarea moșiei, lăsând-o în seama administratorului său giftuit, care nici el nu avea grijă de lucrul acesta, însă se bucura de încrederea deplină a stăpânului său. La moartea tatălui său, când frații au început lichidarea moștenirii, au observat că sunt atâtea datorii, încât avocatul îi sfătui chiar să păstreze numai proprietatea bunicilor, prețuită la 100.000 de ruble, și să renunțe la succesiune. Dar un vecin de moșie, proprietar și el, care era în legături de afaceri cu bătrânul Irteniev, adică avea o poliță de-a bătrânului și care venise anume pentru asta la Petersburg, îi făcu să înțeleagă că, în ciuda datoriilor, se putea ieși din încurcătură și se putea face o avere mare. Pentru aceasta trebuia numai să vândă pădurea, câteva bucăți de lanuri necultivate și să păstreze principalul, o adevărată mină de aur, moșia Simionovskoie, cu cele 4.000 de ciatine de pământ, o rafinărie și 200 de ciatine de păduri minunate. Dar, pentru ca să reușească, trebuia să se ocupe cu totul de asta, să se așeze la țară și să administreze cu inteligență și economie. Evgenie se duse în primăvară la moșie, tatălui murise în timpul postului și, după o inspecție amănunțită, se hotărâ să-și dea demisia și să se stabilească cu mama lui la țară, spre a valorifica el însuși proprietatea principală. Cu fratele lui, care nu era tocmai prieten, se înțelesese astfel. Se obliga să-i plătească anual 4.000 de ruble sau să-i achite odată 80.000 de ruble, în schimbul cărora fratele renunța la partea de moștenire. Așa se și întâmplă. Îndată ce se așeză cu mamă sa în casa cea mare, se apucă cu înflăcărare și în același timp cu băgare de seamă să-și valorifice moșia. Se crede îndeopște că bătrânii sunt conservatorii cei mai îndârjiți și că tinerii sunt dornici de schimbare. Nu-i cu nimic adevărat. Conservatorii sunt de obicei tinerii, tineri care doresc să trăiască, dar care nu se gândesc și nu au timpul să se gândească la felul cum trebuie să trăiască și care, din această pricină, iau ca model viața de mai înainte. Așa se întâmplă și cu Evgenie. Acum că locuia la țară, visul lui, idealul său, era să restabilească nu felul de viață de pe timpul tatălui său. Tatălui era un stăpân rău, ci acela după vremea bunicului său. Și în casă, și în grădină, pe toată moșia, bineînțeles cu oarecare modificări impuse de timpuri, el încearcă să reînvie îndeopște spiritul de atunci, ca să-i vadă pe toți mulțumiți, rânduiți și în bună stare. Erau multe de făcut. Trebuiau mulțumite cerințele datornicilor și ale băncii, iar pentru asta trebuia să vândă pământuri, să amâne scadențele. Mai ales, trebuia să procure bani ca să continue exploatarea, ba arendând pământul, ba valorificând cu proprii săi servitori întinsa moșie Simionovskoie, cu cele 400 de ciatine de pământ arabil și cu rafinăria de pe ea.
Trebuia să facă astfel încât parcul și casa să nu pară că sunt lăsate în părăsire și ruină. Sarcina era uriașă, dar Evgenie era în deplinătatea puterilor sale trupești și sufletești. Avea 26 de ani, era de statură mijlocie, cu o voinică trupeșenie, cu mușchii dezvoltați prin gimnastică, sângeros, obrajii erau rumeni, părul nu tocmai des, dar subțire și buclat. Unicul lui cusur trupesc era miopia, pe care o dezvoltase el însuși din cauza ochelarilor de care acum nu se mai putea lipsi și care adânciseră un semn adânc de fiecare parte a nasului său. Iată-l ca fizic. Sufletește era în așa fel încât, cu cât îl cunoșteai mai mult, cu atât îl iubeai mai mult. Mama sa-l preferase întotdeauna și, după moartea bărbatului ei, nu numai că își revărsase asupra lui toată duioșia ei, ci concentrase în el întreaga sa viață. Și nu numai maică sa-l iubea așa. Colegii lui de liceu, de universitate și ei tot la fel. Nu numai că-l iubiseră mult, ci îl și stimau. Făcea întotdeauna aceeași impresie asupra tuturor străinilor. Cuvântul lui nu putea fi pus la îndoială. Nu puteai bănui de fățărnicie, de minciună, un om cu o înfățișare așa de sinceră, atât de cinstită și cu atare ochi. Îndeopște, întreaga lui făptură îi servea mult în afaceri. Creditorii aveau încredere în el și îi acordau ceea ce ar fi refuzat altuia. Un funcționar, un staroste, un țăran capabil de orice josnicie, de cine știe ce furtișag față de un altul, uită să-l înșele. Într-atât de plăcută era impresia de a fi în legătură cu un om așa de bun și, mai cu seamă, atât de sincer. Evgenie o rândui la oraș de bine de rău ridicarea ipotecilor de pe moșiile necultivate și le vându întâi unui negustor. Apoi, de la același negustor, împrumută bani pentru reînnoirea arenzii vitelor, adică a boilor, a cailor, a căruțelor și mai cu seamă pentru a începe construcția unui cămin. Treburile lui prinseră să se îndrepte. Se aducea lemnăria, teslarii erau la lucru, se aduseseră 80 de căruțe cu bălegar. Cu toate acestea, totul atârna de un fir de păr. Capitolul 2. În noianul acestor griji, îi se întâmplă lui Evgenie un eveniment care, deși prea puțin important, îl făcu totuși să sufere mult. Își trăise tinerețea întreagă așa cum fac tinerii sănătoși, necăsătoriți. Adică avusese legături cu tot felul de femei. Nu era nici de cum un desfrânat, ci, așa cum o spunea el însuși, fără să fie un stricat, nu era nici călugăr. Mărturisea că petrecuse atât cât îi era necesar sănătății lui trupești și libertății minții sale. Începuse la 16 ani și, până în prezent, totul se petrecuse cu bine, adică nu se dedase stricăciunii, nu avusese încurcături și nu fusese nici când bolnav. La Petersburg avusese mai întâi o cusătoreasă care, îmbolnăvindu-se, el își făcu altfel rosturile. Din acest punct de vedere, totul fu atât de bine orânduit, încât viața lui să nu aibă de suferit de pe urma nici celei mai mici tulburări. Dar la țară, după 2 luni de sălășluire, nu știa nici de cum în ce fel să se îngrijească. Abținerea de nevoie începea să nu-i dea pace. Trebuia oare să se ducă pentru asta în oraș? Și unde? Cum? Lucrul acesta îl tulbură pe Evgenie Ivanovici și, deoarece era convins că era necesar și, într-adevăr, simțea nevoia, era preocupat de gândul acesta și, fără să vrea, urmărea cu ochi orice femeie tânără. Găsea că e rău să aibă vreo încurcătură acasă la el, la țară, cu cine știe ce femeie sau fată. Știa din spusele oamenilor că tatăl lui și bunicul său se deosebeau cu totul în această privință de moșierii din timpul lor și că nu avuseseră niciunul vreo încurcătură cu slujitoarele lor. Se hotărâ să facă tot așa, dar simțindu-se prin urmare din ce în ce mai neliniștit, apoi închipuindu-și cu groază tot ce i s-ar putea întâmpla și, în sfârșit, spunându-și că acum nu mai erau slugi, se gândea că putea găsi o femeie aici, ori aiurea, numai în așa fel ca această persoană să nu știe nimic despre toate acestea. Și nu pentru desfrâu, ci pentru igienă, cum își spunea el. Lucrul acesta fiind hotărât, se simți mai liniștit și, când vorbea cu starostele, cu dulgherii, ori cu țăranii, fără voia lui aducea vorba despre femei.
și, dacă se prindea, o prelungea cu mai multă plăcere. Cât despre femei, le privea din ce în ce mai cu luare aminte. Capitolul 3. Dar una era să ia o hotărâre și alta să o pună în aplicare. Să îi se adreseze personal unei femei îi era cu neputință. Cui anume? Unde? Trebuia să pună lucrurile la cale prin cineva. Dar cui să îi se adreseze? Odată, îi se întâmplă să dea pe la paznicul pădurar ca să bea ceva. Paznicul era un fost vânător al tatălui său. Evgenie Irteniev prinse a vorbi cu el. Paznicul îi povesti istorioare despre chefuri și vânători și Evgenie Irteniev se gândi pe dată că bine ar fi să-și pună la cale planul aici, în această colibă a paznicului, în sânul pădurii. Numai că nu știa cum va primi lucrul acesta bătrânul Danilă. Va fi foarte revoltat de o atare propunere și o să-mi fie rușine. Dar poate că se va învoi pur și simplu. Așa se gândea el, ascultându-l pe bătrânul Danilă. Acesta îi povestea cum îi adusese odată o femeie lui Prișnikov. Cu acest om se poate începe totuși vorba, se gândi Evgenie. Tatăl meu voastră, fie primit în împărăția cerurilor, nu se ocupa cu prostiile astea. Nu se poate, își spuse Evgenie. Dar, pentru a încerca terenul, îi spuse. Cum, te ocupai așadar cu treburi atât de urucioase? Ei, bazău, ce e rău în asta? Ea era mulțumită și Fedor Zaharici de asemenea era tare mulțumit și îmi dădea câte o rublă. Cum se poate face altcumva? La urma urmei, nu-i tot o făptură care bea vin? Da, îi se poate vorbi, se gândi Evgenie și începu numai decât. Uite, știi tu, Danilă, simți totuși că roșește până în albul ochilor. Simt că nu mai pot. Danilă zâmbi. La urma urmei, nu-s călugăr. Am obișnuințe. Simțea că vorbele lui erau neroade, dar era mulțumit fiindcă Danilă îl aproba. Ei, de mult ar fi trebuit să-mi spuneți lucrul ăsta. Se poate face, spuneți-mi numai pe cine voiți. O, mie tot una, indiferent care. Numai să nu fie prea urâtă și să fie sănătoasă. Țeles, spuse Danilă. O, am un vânat minunat. Evgenie roșii din nou. Foarte frumușică, măritată numai de un an la toamnă. Danilă îi șopti ceva lui Evgenie, care, de rușine, încruntă sprâncenele. Nu, nu, spuse el, asta nu-i ceea ce-mi trebuie. Prefer contrariul. De care contrariu putea fi vorba? Îmi trebuie ceva cu totul dimpotrivă. Numai să fie sănătoasă și cu cât mai puține daravele. O nevastă de soldat sau așa ceva... Țeles. Stefanida este aceea care vă trebuie, dumneavoastră, boierule. Bărbatul său muncește la târg. E aidoma ca și nevasta unui ostaș și o femeie frumoasă, tare curată. Veți fi mulțumit. Atunci când? Chiar mâine, dacă vreți. Mă voi duce după tutun și voi trece pe la dânsa. Veniți aici pe la amiază, ori în livadă după baie. În acest timp, nu-i nimeni pe acolo, căci după prânz toți își fac amiaza. E bine așa? O neobișnuită tulburare îl cuprinse pe Evgenie în timp ce se înapoia acasă. Ce o să iasă din toate astea? Ce poate fi o țărancă? O făptură urăcioasă, respingătoare? Nu, sunt destul de frumoase, își spuse el în sinea sa, amintindu-și de acelea ce-i adreseseră privirile. Ce-i voi spune? Ce voi face? Se simți rău toată ziua. A doua zi, la amiază, se duse la paznic. Danilă stătea în ușă și, fără a-i spune o vorbă, cu o înfățișare înfumurată, îi făcu un semn cu capul în direcția pădurii. Sângele îi năvăli spre inimă. Evgenie se îndreptă spre grădina cu legume. Nimeni. Se apropie de baie. Nimeni. Scormoni împrejurimile cu privirea și era gata să se îndepărteze când auzi fără de veste trosnitura unei crengi rupte. Se întoarse. Ea era în stufiș, despărțită de el numai printr-o groapă. Se îndreptă într-acolo prin șanț. Niște urzici pe care nu le observase îl înțepară. Ochelarii de pe nasă-i căzură, dar, în sfârșit, ajunse de cealaltă parte. O femeie rumenă, drăgălașă, într-o polcuță albă, cu fusta roșu închis, cu o probadă roșu deschis pe cap și cu picioarele goale, era acolo și îi zâmbea cu sfială. Ați face bine să treceți pe această potecuță, îi spuse ea.
El se apropie de dânsa și, după ce aruncă de jur împrejur o privire, o strânse în brațe. Peste un sfert de oră se despărțiră. El își regăsi ochelarii, trecu la Dănilă și, ca răspuns la întrebarea pe care i-o puse acesta, "Ei bine, domnule, sunteți mulțumit?" îi dădu o rublă și o apucă spre casă. Era mulțumit. Mai întâi, nu simțise decât rușine, dar apoi îi trecu și se simțea foarte bine. Ceea ce era bine acum era că se simțea ușor, liniștit, curajos. Ea nici nu-l văzuse tocmai bine. Își amintea că era curățică, rumenă, nu urâtă și nu făcea nici de cum mofturi. "Cine să fie?" se întreba el. "O cheamă Petșnikov, dar erau două familii cu acest nume." "Pe semne că e nora bătrânului Mihail." "Da, desigur, așa e. Fiul lui lucrează la Moscova. Am să-l întreb în privința asta pe Dănilă." De atunci, pieri acel neajuns atât de însemnat odinioară la viața la țară, abținerea fără voie, și, eliberat de această neliniște, Evgenie putea să se ocupe de treburile lui cu mintea limpede. Și sarcina ce și-o luase asupra și Evgenie, numai ușoară nu era. Uneori îi se părea că iar cam lipsi puterile necesare pentru a o duce la bun sfârșit și că va fi silit să vândă moșia, iar toată munca lui va fi pierdută. Ceea ce îl mâhnea mai cu seamă în această bănuială era gândul că n-ar putea duce până la capăt opera începută. Asta îl chinuia cel mai mult. Abia izbutea să astupe o gaură într-un chip oarecare, că, pe neașteptate, se și ivea o altă. În același timp, zile zi îl surprindeau noi datorii ale tatălui său, necunoscute până atunci. Negreșit că, în ultimele timpuri, tatăl lui se împrumutase de pretutindeni, de unde putuse. În clipa împărțirii moștenirii, îi se păruse lui Evgenie că ar fi știut toate datoriile, dar, pe neașteptate, în toiul verii, fu înștiințat printr-o persoană că mai era încă o datorie de 12.000 de ruble la văduva Esipov. Poliță nu există, ci numai o chitanță foarte de contestat, după spusa avocatului. Dar Evgenie nu putea nici să conceapă gândul să refuze plata unei datorii a tatălui său, numai și numai pentru că documentul ar fi lăsat loc discuțiilor. Vreau numai să știe dacă, într-adevăr, era vorba de o datorie reală. "Mamă, cine e această Esipov?" "Valeria Vladimirovna Esipov," o întrebă el pe mama lui în timpul prânzului. "Esipov? Dar este epitropisita bunicului." "Pentru ce întrebare asta?" Evgenie-i povesti despre ce era vorba. "Cum? Nu e rușine. Tatăl tău i-a dat atâta bănet." "Dar nu-i datora oare ceva bani?" "Adică, cum să spun, nu-i datorie. Tatăl tău, a cărui bunătate era nesfârșită..." "Da, dar tata o considera poate o datorie?" "N-aș putea să ți-o spun, nu știu. Atâta știu că ai destule greutăți și fără asta." Evgenie vedea că Maria Pavlovna nu știa nici ea singură ce să spună. "Văd din toate acestea că trebuie să plătesc," spuse fiul. "Mâine mă voi duce la dânsa și o voi întreba dacă n-ar putea să-mi dea un alt termen." "Oh, cât te deplâng! Dar e mai bine așa. Spune-i să mai aștepte," îl povățui Maria Pavlovna, liniștită și mândră de hotărârea fiului ei. Situația lui Evgenie se înrăutățise și mai mult prin faptul că mama lui, care viețuia cu dânsul, nu îl înțelegea deloc. Toată viața ei trăise în belșug și nu-și putea închipui starea în care se afla fiul ei și care era de așa natură încât, în fiecare zi, se putea pomeni fără nimic, silit să vândă totul, nemai având pentru traiul amândurora decât o leafă de cel mult 2000 de ruble. Ea nu înțelegea că, pentru a ieși din această situație, trebuia să-și micșoreze toate cheltuielile și se mira că-l vede pe Evgenie făcând economii până și la grădinar și vizitii, ba chiar și la mâncare. În afară de asta, ca cea mai mare parte a văduvelor, avea pentru memoria răposatului ei soț un sentiment de adorație ce trecea strașnic tot ce resimțise împotriva lui când era în viață și nu admitea nici măcar gândul că ceea ce făcuse bărbatul ei putea fi rău sau putea fi schimbat. Cu mari greutăți întreținea Evgenie grădina și sera cu doi grădinari, deși mai avea la grajd doi vizitii. Dar Maria Pavlovna nu se plângea de mâncarea pregătită de fostul bucătar.
nici de faptul că aleile grădinii nu erau cu îngrijire greblate, nici de faptul că în locul feciorilor de casă nu era decât un grom, gândindu-se cu naivitate să facă tot ce poate face o mamă care se jertfește pentru copilul ei. Tot așa și cu această datorie nouă, în care Evgenie vedea o lovitură ce ar putea dărâma pe deplin toate încercările sale. Maria Pavlovna nu vedea decât prilejul pentru ca Evgenie să-și arate mărinimia. Mai era încă un motiv pentru care prea puțin se neliniștea Maria Pavlovna de situația materială a lui Evgenie. Era și faptul că s-ar însura în condițiile cele mai strălucite. Cunoștea vreo câteva zeci de familii care ar fi fost fericite să-i dea pe fica lor, iar ea dorea fierbinte ca lucrul acesta să se întâmple cât mai grabnic cu putință. Capitolul 4. Evgenie visase și el căsătoria, dar nu ca mama sa. Ideea de a se căsători ca să-și pună ordine în afaceri îi făcea silă. Voia să se însoare cinstit, din iubire, și cerceta cu luarea minte fetele tinere pe care le cunoștea sau le întâlnea, le compara între ele, dar nu se hotără. Totuși, lucrul la care nu se așteptase nici de cum, legăturile lui cu Stefanida continuau și luaseră chiar caracterul la ceva statornic. După prima lor întâlnire, Evgenie nădăjduise să nu mai vadă pe Stefanida, dar, peste câtva timp, resimți iar o neliniște a cărei pricină și-o explică. De asta dată, neliniștea nu mai era impersonală, ci prechema tocmai ochii aceia negri, licăritori, acea voce serioasă, acea mireasmă de făptură fragedă și voinică, acel piept voinic ce ridică polcuța și tot ce văzuse în pădurea de alunci și platani, scăldate în raze de soare. Cu o oarecare rușine pe care o simți, i se adresă iarăși lui Danilă și iarăși se fixă întâlnirea pentru la amiază în pădure. De asta dată, Evgenie o examină mai bine și totul la ea i se păru atrăgător. Încercă să se sfătuiască cu dânsa, îi vorbi despre bărbatul ei. Era într-adevăr fiul lui Mihail și muncea la Moscova ca vizitiu. Ei bine, cum se face că tu... Evgenie voia să o întrebe de ce îl înșală. Ce? Cum? Îl întrebă ea. Firește că era inteligentă. Da, cum se face că vii la mine? A, răspunse ea cu voioșie. Cred că nici el nu se lipsește de acest lucru pe acolo. Atunci, de ce n-aș face și eu tot așa? Se vedea că se trudește să arate îndrăzneală și nerușinare, iar asta îi se păru tare încântător. Totuși, nu-i fixă altă întâlnire, iar când ea îi propuse să se vadă în altă parte decât la Danilă, pe care se pare că nu-l prea avea la inimă, Evgenie refuză. Spera că această întâlnire să fie ultima. Femeia îl plăcea. Credea că o astfel de legătură îi era necesară și că nu era niciun rău în asta. Cu toate acestea, un judecător mai aspru, din adâncul inimii sale, nu era de acord și spera că această întâlnire să fie ultima. Dacă nu spera, cel puțin nu voia să aibă premeditarea de a pregăti de mai înainte o nouă întâlnire. Așa trecut toată vara, în timpul căreia se întâlniră de vreo 10 ori și totdeauna prin mijlocirea lui Danilă. Odată, ea nu putu să vină deoarece sosise bărbatul ei. Danilă îi propuse o altă femeie, dar Evgenie refuză cu scârbă. Apoi, bărbatul plecă și întâlnirile urmară ca și mai înainte, mai întâi prin mijlocirea lui Danilă, apoi, în cele din urmă, își fixă el însuși ziua și ea veni însoțită de o femeie, Prohorova, fiindcă o femeie nu poate veni singură. Într-o zi, tocmai în clipa fixată pentru întâlnire, Maria Pavlovna primi vizita familiei unei tinere fete pe care voia să o mărite cu fiul ei și fu cu neputință lui Evgenie să iasă din casă. De îndată ce se putu furișa, se prefăcu că se duce în pivniță, apoi, pe o cărăruie, alergă în pădure la locul de întâlnire. Ea nu mai era acolo, dar la locul obișnuit, tot ce se putea atinge cu mâna era stricat, rupt, alunele, merișorii, chiar și platanii tineri. Îl așteptase, se enervase, apoi, supărată, rupsese totul, pentru ca el să-și amintească de asta. Rămase acolo o clipă, apoi se duse la Danilă și ceru să-i spună să vină a doua zi. Veni exact și fu ca întotdeauna. Așa trecu vara. Întâlnirile erau întotdeauna în pădure și numai o singură dată în preajma toamnei, în hambarul de lângă casă. Nu-i trecea prin minte lui Evgenie că aceste legături puteau avea pentru el o însemnătate oarecare.
La tot ce era al ei, nici nu se gândea. Îi dădea bani și nimic mai mult. Nu știa și nu se gândea că tot satul știe de legătura lor, că o pismuiau, că îi smulgeau bani, că o încurajau și că, sub înrăurirea banilor și a povețelor părinților ei, noțiunea păcatului se irosea cu desăvârșire. Îi se părea că, dacă oamenii o pismuiau, era pentru că ceea ce făcea ea era bine. Mi-e necesară numai ca igienă, se gândea Evgenie. Să admitem că nu-i bine și, deși nimeni nu spune nimic, toată lumea trebuie să o știe. Desigur că femeia care o însoțește a spus și altora. Nu, fac rău, se gândea Evgenie. Dar ce să fac? Nu-i pentru mult timp. Ceea ce îl supăra mai cu seamă era bărbatul ei. La început, nu se știe pentru ce anume, își închipuise că bărbatul trebuia să fie foarte urât și asta părea că îi justifică puțin purtarea. Dar îl văzuse pe bărbat și fusese surprins. Era un vlășgan frumos, elegant. Desigur, nu era mai rău decât el, ci din contră, cu mult mai bun. La prima lor întâlnire după aceea, el îi spuse că îl văzuse pe bărbatul ei și l-admirase ce băiat frumos era. Nu și-are pereche în tot satul, spuse ea mândră. Asta îl miră pe Evgenie. Apoi gândul, amintirea bărbatului, nu-l mai chinui. Odată, pe când se afla la Dănilă, acesta îi spuse foarte simplu în toiul unei convorbiri. Mihail m-a întrebat de ună zi dacă e adevărat că un boier se are bine cu nevasta fiului său. I-am răspuns că nu știu nimic despre așa ceva. Zău, la urma urmei, mai bine cu un domn decât cu un țăran, a spus el. Și apoi ce-a mai spus? Nimic. A adăugat numai, stai tu că voi afla eu adevărul și îl voi face eu să vadă pe dracul. Dacă bărbatul se întoarce, o voi părăsi. Dar bărbatul rămânea în oraș și relațiile lor continuau. Când va fi sosit momentul, voi rupe legăturile și totul se va sfârși, se gândea el. Și asta i se păru indiscutabil, cu atât mai mult cu cât, în vara aceea, îl preocupară multe lucruri. Construcția unui nou cătun, recolta, clădirile și, mai ales, plata datoriei și vânzarea unei părți a moșiilor. Toate acestea îl absorbeau în întregime. Se gândea la ele din zor și până în seară. Toate acestea erau viață, viață adevărată, pe când legăturile lui cu Stefanida nu erau de nicio însemnătate. E drept că, atunci când îl năpădea dorința să o vadă, era plin de atâta furie încât nu putea să cugete la nimic altceva. Dar asta nu dura mult. O întâlnire și din nou o uita pentru săptămâni întregi, uneori pentru o lună. Venind toamna, Evgenie se duse în oraș și acolo făcu cunoștință cu familia Anenski. În această familie era o fată care abia ieșise din pension și, spre marea mâhnire a Mariei Pavlovna, se întâmplă că, după spusele ei, Evgenie se vându pe ieftin. Se îndrăgosti de Liza și ceru mâna. Din această clipă, raporturile lui cu Stefanida încetară. Capitolul 5. Pentru ce o alesese Evgenie pe Liza Anenski? Nu s-ar putea lămuri, după cum nu s-ar putea explica vreodată pentru ce o alege un bărbat pe cutare femeie în loc de o alta. În această mulțime de motive pozitive și negative, exista unul și bun. Că ea nu era partida bogată pe care maica s-a visat pentru el, că era naivă și foarte mișcătoare în relațiile cu mama ei, că nu era una dintre acele frumuseți ce atrag atenția, fără totuși să fi fost urâtă, și principalul lucru este că făcuse recunoștință tocmai când începea să fie copt pentru căsătorie. Liza Anenski nu-i prea plăcea, dar se hotărâ să o ia de nevastă. Avea pentru ea un sentiment cu mult mai viu și înțelese că era îndrăgostit. Liza era înaltă, subțire, mare. Totul era lunguieț la ea. Chipul, nasul, care nu era ieșit în afară, dar se lungea pe obraz, mâinile și picioarele, pielița obrazului era delicată, albă, cu câteva puncte gălbui și o ușoară roșață. Părul îi era lung, bălai, mătăsos și buclat. Ochii ei erau frumoși, senini, blânzi și încrezători. Ochii îl impresionară îndeosebi pe Evgenie și, când se gândea la Liza, și-o înfățișa întotdeauna cu ochii ei limpezi, dulci și încrezători. Asta trupește. Sufletește nu știa nimic despre dânsa.
Nu-i vedea decât ochii și îi se părea că aceștia îi spun tot ce trebuia să știe. De la vârsta de 15 ani, fiind încă la școală, Lisa se îndrăgostise de toți bărbații cu care avusese plăcerea să se fi cunoscut. Nu era însuflețită și fericită decât atunci când era îndrăgostită. Ieșită din pensiun, ea continuă să se îndrăgostească de toți tinerii pe care îi întâlnea și, firește, se îndrăgosti de Evgenie de îndată ce-l cunoscu. Această stare de îndrăgostire îi dădu ochilor ei expresia deosebită care îl robise atât pe Evgenie. Chiar în iarna aceea se îndrăgostise de doi tineri dintr-o dată și roșea, se tulbura, nu numai când intrau în camera unde se afla ea, ci chiar și când li se rostea numele. Dar, de îndată ce mama s-au făcut să înțeleagă că Irteniev părea să aibă intenții serioase, iubirea ei pentru dânsul spori într-o așa măsură încât ajunse să fie aproape nepăsătoare cu ceilalți doi. Și când Irteniev începu să vină la dânsii, când la baluri, când la serate, dansă cu ea mai mult decât cu altele și, vădit, nu mai căuta decât să afle un singur lucru, dacă era iubit. Atunci, ea se îndrăgosti de el într-un chip aproape bolnăvicios. Îl vedea prin vis și chiar îi se părea că îl vedea Ievea ori de câte ori era în vreun colțișor întunecos. Și nimeni altul nu mai exista pentru ea. Îndată după cererea în căsătorie și binecuvântarea părinților, când s-au sărutat și s-au logodit, a avut un singur gând, o singură dorință a înlocuit toate celelalte cugete, toate celelalte doruri, să rămână cu el, să-l iubească, să fie iubită. Era mândră de el, era impresionată când era vorba despre dânsul și despre sine însăși, iar dragostea lui pentru ea o făcea să se piardă cu firea de dragul lui. Evgenie, cu cât o cunoștea mai mult, cu atât mai mult o iubea. Niciodată nu se așteptase să întâlnească o astfel de iubire și această patimă sporea încă mai mult sentimentul. Capitolul 6. Încă nu venise primăvara când el se înapoie la Semionovskoye ca să-și deschidă moșia, să dea porunci și mai cu seamă să-și așeze casa unde trebuia să locuiască după căsătorie. Maria Pavlovna era nemulțumită de alegerea fiului ei și asta nu numai pentru că nu era căsătoria strălucită la care putea năzui, dar și pentru că viitoarea soacră a fiului ei nu-i plăcea. Că era bună sau rea nu știa și nici nu se preocupa deloc de lucrul acesta, dar la prima întâlnire, Maria Pavlovna observase că nu era o femeie distinsă, o lady, cum spunea ea, și asta o mâhnea, o întrista lucrul acesta pentru că, din obișnuință, prețuia distincția. Știind că Evgenie era supărăcios din acest punct de vedere, se temea să nu-l necăjească din pricina asta. Tânăra fată îi plăcea, îi plăcea mai cu seamă pentru că îi plăcea lui Evgenie. Trebuia deci să se resemneze să o iubească, iar Maria Pavlovna era gata să o facă din tot sufletul. Evgenie o găsi pe mama sa fericită, mulțumită. Rânduia totul prin casă și se pregătea să plece îndată ce și-ar aduce tânăra nevastă. Ca de obicei, seara după ceai, Maria Pavlovna făcu o paciență. Evgenie stătea lângă dânsa, o ajută. Era clipa taifasului și a convorbirilor intime. Sfârșindu-și o paciență, fără a începe iar alta, Maria Pavlovna se uită la Evgenie și, întrucâtva șovăitoare, începu să spună: "Uite, Evgenie, ce voiam să-ți spun. Fără îndoială, eu nu știu nimic, dar, în genere, povața mea este că, înainte de căsătorie, trebuie să pui întru totul capăt tuturor aventurilor de flăcău. Pentru că nici tu și, Doamne ferește, nici nevastă ta, să nu aveți neliniști mai apoi. Mă înțelegi?" Într-adevăr, Evgenie înțelesese numai decât că Maria Pavlovna aducea vorba despre legăturile lui cu Stefanida, legături rupte încă din toamnă, și că cea mai mare parte a femeilor ce trăiesc singure dau acestor legături mai multă însemnătate decât ar avea-o ele în sine. Evgenie roșii mai mult de ciudă decât de rușine, văzând-o pe buna Maria Pavlovna amestecându-se, din dragoste pentru el, în toate acestea. Avea dreptate, dar, în definitiv, se amesteca în lucruri pe care nu le pricepea și nu le putea înțelege. El o liniști că nu avea de ce se teme, căci se purtase pururea în așa fel încât să nu îi se poată pune ceva de-a curmezișul căsătoriei sale. "E foarte bine, dragul meu. Nu te supăra, Evgenie," spuse Maria Pavlovna buimacă.
dar el observă că nu sfârșise și că nu spusese ceea ce voise să spună. Era bine și așa. Ceva mai pe urmă, ea prinse a-i povesti că în lipsa lui fusese rugată să fie nașă copilului Peșnicovilor. Evgenie roși din nou și de asta dată nu numai de necaz sau de rușine, ci de un ciudat simțământ al conștiinței însemnătății celor ce avea să afle, al conștiinței unui lucru cu totul în dezacord cu toate raționamentele lui. Într-adevăr, se întâmplă ceea ce presimțea el. Maria Pavlovna, fără un anumit gând ascuns, povesti că în anul acela se nășteau aproape numai băieți, că pe semne ăsta era un semn de război. La familia Vasin, la Peșnicovi, primul născut era de asemenea băiat. Maria Pavlovna voia să povestească toate acestea fără să pară că se atinge de așa ceva. Dar, la rândul ei, fu cuprinsă și ea de rușine când văzu roșața de pe chipul fiului ei, mișcările lui nervoase cu ochelarii și mișcările grăbite cu care și-a prinse țigara. Iată cu, el nu mai știu cum să curme această tăcere și ambii rămaseră convinși că s-au înțeles. Da, la țară, lucrul de căpetenie este dreptatea, pentru ca să nu fie favoriți ca pe timpul unchiului tău. Mamă, exclamă deodată Evgenie, știu pentru ce spui toate acestea, dar e deprisos. Viitoarea mea viață de familie este pentru mine ceva sfânt, căreia, în orice caz, nu-i voi aduce jignire. Tot ce a fost în viața mea de flăcău este cu desăvârșire încheiat. N-am avut nici când legături trainice și de lungă durată și nimeni nu are niciun drept asupra-mi. Bine, sunt fericită de lucrul acesta, spuse mama. Îți cunosc nobilele simțăminte. Evgenie primi cuvintele mamei sale ca pe un tribut meritat și tăcut. A doua zi dimineață, el porni la oraș. Se gândea la logotnica lui, la orice în lumea asta, în afară de Stefanida. Dar, parcă anume pentru a-i o aminti, apropiindu-se de biserică, întâlni niște inși ce se întorceau la casele lor, unii pe jos, alții în trăsură. Erau bătrânul Matei cu semen, niște copii, fete tinere, apoi două femei, una în vârstă și alta elegantă, cu casinca roșu aprins, pe care parcă o cunoștea. Tânăra femeie umbla cu pas ușor, sigur, și ducea în brațe un copil. Când ajunsese în dreptul lor, cea mai în vârstă dintre femei îl salută în felul de odinioară, oprindu-se. Tânăra cu copilul în brațe salută numai cu capul și, de dedesubtul casincei, se pironiră asupra-i doi ochi veseli, zâmbitori, pe care îi cunoștea. Da, ea este. Dar s-a sfârșit totul. Nu merită să mă mai uit la ea. Copilul? Poate e al meu. Îi trecu prin minte un gând. Nu, e o prostie. Bărbatul său era acasă. Era cu totul convins că nu pusese în toate acestea decât o chestiune de igienă, că, dând bani, nu mai datora nimic altceva, că nu fusese între el și ea nicio legătură, că nu era și nu putea fi nimic altceva și că nu își înăbușea vocea conștiinței, ci pur și simplu conștiința lui nu-i spunea nimic. După convorbirea cu mama sa și după această întâlnire, nu se mai gândi la dânsa decât odată și n-o mai întâlni. După Paște, căsătoria se făcu în oraș și imediat Evgenie plecă la țară cu tânăra lui soție. Casa era așezată cum era orice altă casă pentru noi căsătoriți. Maria Pavlovna vrut să plece, dar Evgenie și mai ales Liza o rugară să rămână. Ea rămase, dar se așeză în pavilion. Astfel începu pentru Evgenie Irteniev o viață nouă. Capitolul 7. Acest prim an de căsnicie era pentru Evgenie un an foarte greu. Era nevoios pentru că treburile pe care le lăsase în părăsire în timpul logodnei se îmbulzeau acum toate deodată și era silit să constate că era cu neputință să iasă cu totul din datorii. Vându o parte a moșiei pentru a plăti datoriile cele mai presante, dar mai erau și altele și rămăsese fără bani. Moșia aducea venituri bune, dar trebuia să-i trimită datoria fratelui. Fuseseră cheltuieli cu căsătoria, așa că banii cam lipseau și trebuia să oprească și funcționarea fabricii. Nu era decât un mijloc să iasă din încurcătură, să se folosească de banii nevestei sale. Liza înțelesese situația bărbatului ei și îi ceru să accepte această soluție. Evgenie se învoi,
dar cu condiția de a trece prin act de vânzare jumătate din proprietate pe numele nevestei sale. Și făcu astfel, bineînțeles că nu pentru nevastă sa, care era supărată din această pricină, ci pentru soacră sa. Situația critică a treburilor sale a fost una dintre relele ce otrăviră viața lui Evgenie în timpul acestui prim an. Altul a fost boala nevestei lui. Chiar în acest prim an, la 7 luni după căsătorie, pe toamnă, i se întâmplă Lizei un accident. Ea plecase într-o trăsură deschisă în întâmpinarea bărbatului ei, care se înapoia de la oraș. Calul foarte blând prinse a sări. Lizei îi fu frică și sări din trăsură. Căderea ei fusese într-o măsură oarecare fericită. Se putuse agăța de o roată, dar era însărcinată, iar în timpul nopții fu cuprinsă de dureri și pierdu sarcina. Dură mult timp până ce se însănătoși. Pierderea copilului așteptat, boala nevestei sale și încurcăturile materiale ce au rezultat din asta, dar mai ales prezența soacrei sale, care alergase ca să o îngrijească pe Liza, toate acestea contribuiră la a-i face lui Evgenie anul acela și mai chinuitor. Totuși, cu toată această tristă împrejurare, la sfârșitul primului an, Evgenie se simți foarte bine. Mai întâi, ideea lui de a reînnoi viața bunicului său sub forme noi, deși încete și deosebite, începea să se îndeplinească. Acum nu mai putea fi vorba despre vânzarea întregii proprietăți pentru plata datoriilor. Proprietatea principală, trecută pe numele nevestei sale, era scăpată și o frumoasă recoltă de sfeclă vândută la un preț bun le asigura situația pentru anul viitor. Era ceva. Alt fapt era că descoperise nevastă-sa ceea ce nici nu se așteptase să găsească și, totuși, așteptase mult din partea sa. Nu era nici de cum înduioșarea, entuziasmul îndrăgostirii, deși încerca mult să le provoace. Nu era asta, ci altceva care îi făcea viața nu doar mai veselă, mai plăcută, ci și mai ușoară. Nu știa cărui fapt să-i atribuie asta, dar așa era. Și era astfel pentru că Liza, imediat după logodna lor, hotărâse că, dintre toți bărbații din lume, Evgenie Irteniev era cel mai nobil și, prin urmare, era de datoria tuturor să fie pe placul acestui Irteniev. Dar cum nu-i putea forța pe toți să lucreze astfel, atunci ea însăși trebuie să-și întrebuințeze în acest scop toate puterile. Și așa și făcea. Toate puterile ei morale erau aplicate pentru a putea ghici gusturile și dorințele lui, apoi a le mulțumi, oricât de anevoios ar fi fost. Era în ea ceea ce putea face farmecul femeii iubitoare. Mulțumită iubirii pentru bărbatul său, ea știa să citească în sufletul lui. Simțea mai bine decât el însuși. Așa îi se părea lui starea sufletului său, cel mai ușor colorit al sentimentelor lui, și proceda în consecință. De aceea, ea nu îi lovea nici când simțurile, ci îi îndulcea mereu impresiile dureroase și îi le înmulțea pe cele vesele. Îi înțelegea nu numai sentimentele, ci chiar și gândurile. Lucrurile cele mai străine ei, agricultura, rafinăria de zahăr, prețuirea oamenilor, îi deveneau cu putință numai decât. Știa să fie pentru el o confidentă și, adesea, un sfetnic de neînlocuit. Ea nu privea lucrurile, oamenii, lumea toată, decât cu ochii lui. O iubea pe mama ei, dar dându-și seama că amestecul ei în viața lor era neplăcut lui Evgenie, ea trecut cu totul de partea bărbatului ei și atât de hotărât, încât el însuși trebuie să o mai domolească. Afară de asta, avea foarte mult bun gust, tact și blândețe. Tot ce făcea ea se făcea fără să se observe. Nu-i vedea decât rezultatul și în totul punea curățenie, ordine, eleganță. Liza înțelesese dintr-o dată care era idealul bărbatului ei și se silise să-l obțină. Înținerea casei înfăptuise tocmai ceea ce dorea el. Lipseau copiii, dar trăgea nădejdea să-i aibă. În cursul iernii, se duseseră la Petersburg ca să consulte un specialist care le spusese că Liza era perfect sănătoasă și că putea să aibă copii. Și acest dor se înfăptui. La sfârșitul anului, Liza era din nou însărcinată. Capitolul 8. O singură dată fericirea le fuse amenințată de gelozia ei, gelozie pe care și-o stăpânea, nu arăta, dar din pricina căreia suferea adesea.
Nu numai că Evgenie nu putea iubi pe nimeni, pentru că nu exista pe lume nicio femeie vrednică de dânsul. Dacă era vrednică sau nu de dânsul, asta nu se întreba ea nici când, dar nu cuteza nicio femeie să-l iubească. Totul mergea strună. Trăiau singuri la țară. Chiar și soacra, care le tulburase puțin liniștea, plecase. Numai Maria Pavlovna, cu care Liza era îndeosebi prietenă, venea și stătea la ea săptămâni întregi. Viața lor era dintre cele mai fericite și mai liniștite. Treburile lui Evgenie mergeau admirabil. Sănătatea Lizei, cu toată starea ei, era minunată, iar legătura dintre soți se strângea din ce în ce mai mult, fără să-i pună ceva vreo piedică. Viața lor era orânduită în chipul următor. Evgenie se trezea întotdeauna de timpuriu și se ducea pe câmp sau la fabrică. Pe la 10 venea să-și bea cafeaua pe care o servea pe terasă, unde l-așteptau Maria Pavlovna, un unghi care locuia la ei, și Liza. După o convorbire adeseori foarte însuflețită în timpul cât beau cafeaua, se despărțeau până la timpul prânzului și se îndeletniceau fiecare după placul lui, fie citind, fie scriind, fie cu altă ocupație. La sfârșit, făceau o plimbare pe jos sau cu trăsura. Seara, când se înapoia Evgenie de la cancelarie, beau ceaiul. Uneori, foarte târziu, se făcea lectură cu glas tare. Liza lucra sau cânta la pian, ori vorbea când veneau prietenii. Când Evgenie era plecat cu treburi, primea în fiecare zi câte o scrisoare de la nevastă sa. Uneori, ea îl însoțea și era ceva deosebit de vesel. Pentru ziua numelui lui, ori al ei, pofteau musafiri și era o plăcere să vezi cum știa ea să o rânduiască totul în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită. Vedea și auzea că toți o admirau pe tânăra și încântătoarea lui nevastă și el o iubea și mai mult. Totul mergea bine. Ea ducea cu ușurință sarcina și amândoi, deși sfioși, începeau să-și facă planuri despre felul de a crește viitorul prunc. Modul de educație, metodele, toate astea erau hotărâte de Evgenie. Ea însăși nu dorea decât un lucru, să procedeze după voia lui. Evgenie începu să citească multe cărți de medicină și își făgăduia că își va crește copilul după toate regulile științei. Firește, ea se învoia la toate acestea și era gata de orice. Așa sosi al doilea an al căsniciei lor, a doua primăvară a lor. Capitolul 9. Era în ajunul troiței. Liza era însărcinată în 5 luni și, cu toate că își lua multe măsuri de precauție, muncea și se mișca mult. Cele două mame, a Lizei și a lui Evgenie, care trăiau la ei sub motivul că veghează asupra Lizei, nu făceau altceva decât să o plictisească cu certurile lor, iar Evgenie se ocupa cu înflăcărare de o nouă cultură a sfeclei. Aproape de Rusalii, Liza hotărâse să facă o curățenie totală a casei, pe care nu putuse face de la Paște încoace, și, pentru a le da ajutor slujnicelor ei, chemase două femei cu ziua care să spele pe jos ferestrele și mobilele, să bată covoarele și să pună îmbrăcămintea pe mobilier. Dimineața de vreme, femeile veniră și pregătiră donițele cu apă și se apucară de lucru. Una dintre aceste femei era Stefanida, care își înțărcase băiețelul și care făcuse ce făcuse și, cu ajutorul unui funcționar, izbutise să fie chemată și ea. Voia să o vadă mai de aproape pe noua cucoană. Stefanida, care trăia ca și mai înainte, fără bărbatul ei, și își făcea ca și odinioară mendrele, mai întâi cu bătrânul Danilă, care o surprinsese odată furând lemne, apoi cu stăpânul, iar pe urmă cu tânărul slujbaș de la birou. Ea nu se mai gândea la stăpân. Acum are nevastă, își spunea ea, dar mi-ar face plăcere să o văd pe cucoană și gospodăria ei. Se zice că e foarte bine orânduit totul la ei în casă. Evgenie n-o mai văzuse de când o întâlnise cu copilul. Nu muncea cu ziua pentru că trebuia să-și crească copilul și se ducea foarte rar în sat. În dimineața aceea, în ajunul troiței, Evgenie se trezi la 5 dimineața și plecă la câmp, unde trebuia să se pună îngrășământ. Ieși din casă înainte ca tinerele femei să fie intrat în curtea conacului. Totuși, ele erau în bucătărie, lângă cuptor și încălzeau apa. Fericit, mulțumit, foarte flămând, Evgenie se înapoie pentru a prânzi. Descălecă de pe cal lângă ușa grajdului,
și dând frâiele calului în mâinile grădinarului care trecea pe acolo, se îndreptă spre casă, lovind iarba înaltă cu biciușca și repetând o frază, cum i se întâmpla adesea. Fraza pe care o repeta era următoarea: va produce îngrășământul. Ce? Cui? Nu se gândea nici de cum. În curte se băteau covoarele, toate mobilele erau scoase afară. Dumnezeule, ce curățenie a făcut Liza! Vor produce fosfatele! Uite, așa stăpâna a unei case, mai zic și eu. Ce mai gospodină! Dar ce mai gospodină! Își spunea el și își o închipui grabnic în halat alb, cu fața strălucind de fericirea pe care o avea pururea pe chip când o privea el. Da, trebuie să-mi schimb cizmele, altfel... Îngrășământul va produce, adică se vor simți efectele bălegarului. Și stăpâna e într-o astfel de stare... De ce o fi fiind ea în starea asta? Da, acolo crește un nou irteniev mititel, se gândi el. Da, fosfatele vor da roade. Și, zâmbind gândurilor sale, împinse ușa odăi. Dar, chiar în clipa când se deschise ușa trasă din interior, se pomeni nas în nas cu o femeie ce ieșea de acolo cu un vas în mână, cu fusta în brâu, cu picioarele goale, cu mânecile ridicate sus de tot. El se dădu la o parte ca să-i lase trecere liberă femeii. Se îndepărtă, dar ea, potrivindu-și cu mâna umedă barișul care alunecă, îi făcu loc să treacă el. Treci înainte, du-te! Nu voi intra până ce nu vei trece dumneata, începu Evgenie, dar deodată se opri. O recunoscuse. Ea îi zâmbi din ochi, îl privi cu voioșie și, trăgându-și fusta, ieși. Ce poznă și asta! Ce înseamnă una ca asta? Nu-i cu putință, își spuse Evgenie încruntând sprâncenele și alungând cu mâna un gând supărător, ca pe o muscă, nemulțumit că o văzuse. Era nemulțumit pentru că o văzuse și, în același timp, nu-și putea lua ochii de la trupul ei legănat, de la umbletul ei hotărât, de la picioarele ei goale, de la umerii ei și de la faldurile grațioase ale fustei sale roșii, ridicate până deasupra gleznelor ei albe. Dar pentru ce oare o privesc? Își spuse el, plecându-și ochii să nu mai vadă. Da, trebuie totuși să intru și să-mi iau altă încălțăminte. Se îndreptă spre odaia lui, dar nu făcuse nici măcar 5 pași și se întoarse, neștiind nici el cum, prin ce putere, ca să o mai vadă încă o dată. Ea ocolea colțul și, în aceeași clipă, se întoarse spre el. Vai, ce fac? Se întrebă. Ea se poate gândi că... Da, cu siguranță că s-a și gândit. Intră în odaia lui plină de apă. Aici era o femeie vârstnică, slabă, care spăla. Evgenie înaintă în vârful picioarelor printre micile băltoace noroioase până la zid, unde își scoase cizmele. Tocmai voia să iasă când plecă și femeia. Asta se duce, iar cealaltă, Stefanida, va veni singură, începu să judece în el un alt eu al lui. Dumnezeule, la ce mă pot gândi? Ce fac eu? Își făcă cizmele și, ținându-le în mână, alergă prin vestibul, le lăsa acolo, se scutură de praf și ieși pe terasa unde erau cele două mame, luându-și cafeaua. Negreșit că Liza l-aștepta. Veni pe terasă printr-o altă ușă, odată cu dânsul. Dumnezeule, ea care mă crede atât de cinstit, așa de neprihănit, atât de nevinovat. Dacă ar ști, se gândi el. Liza, ca întotdeauna, îl întâmpină cu fața strălucind de bucurie. Dar astăzi ea îi se părea mai palidă ca oricând, galbenă, lungă și slabă. Capitolul 10. În timpul cafelei, cum se întâmplă adesea, se poartă acea convorbire aparte și specifică cu coanelor, din care se alungă orice legătură logică, dar care este legată prin ceva ce o prelungește totuși fără întrerupere. Cele două cucoane își aruncau înțepături, iar Liza, foarte dibace, încerca să amorțească loviturile. Sunt tare mâhnită că nu s-a terminat curățenia în odaia ta înainte de a te întoarce, îi spuse ea bărbatului ei. Am o dorință atât de mare ca totul să fie bine rânduit. Ei, bine, ai dormit după ce am plecat? Da, am dormit. Mă simt foarte bine.
Cum se poate simți bine o femeie în starea asta, pe timpul unei călduri de nesuferit, cu ferestrele în soare și încă fără perdele și marchiză? Exclamă Varvara Alexievna, mama Lizei. Acasă la mine sunt totdeauna marchize. Dar aici e umbră pe la 10 dimineața, observă Maria Pavlovna. De aceea sunt friguri, umezeală, mormăi Varvara Alexievna, fără să observe că era tocmai invers de cum susținuse mai înainte. Medicul meu spune întotdeauna că nu poate defini niciodată boala fără să cunoască temperamentul bolnavului. Și el știe ce spune, căci e întâiul doctor și îl plătesc cu 100 de ruble. Răposatul bărbatul meu era împotriva medicilor, dar pentru mine nu se uita nici când la cheltuială. Dar cum se poate calici un om când viața nevestei sale și a copilului său atârnă poate de asta? Da, când ai mijloacele, femeia poate fi independentă de bărbatul ei. O bună soție se supune bărbatului ei, spuse Varvara Alexievna, numai că Liza este foarte slabă după boala ei. Ba nu, mamă, mă simt foarte bine. Nu ți s-a dat smântână fiartă? N-am nevoie, mă pot mulțumi cu smântână proaspătă. Am întrebat-o pe Varvara Alexievna, dar a refuzat, spuse Maria Pavlovna, ca pentru a se justifica. Dar nu vrea. Și pentru a pune capăt unei convorbiri neplăcute și cedând cu mărinimie, Varvara Alexievna îi se adresă lui Evgenie. Ei bine, s-au așezat îngrășămintele? Liza alergă să aducă smântână. Dar nu vreau! Lizo, nu așa repede, strigă Maria Pavlovna. Mișcările astea rapide sunt foarte rele pentru ea. Nimic nu-i rău când există liniște sufletească, declară Varvara Alexievna, părând să facă aluzie la ceva. Deși ea singură știa că aceste cuvinte nu puteau face aluzie la nimic. Liza se înapoia aducând smântână. Evgenie își bău cafeaua, ascultând tăcut. Era deprins cu astfel de taifasuri, dar astăzi nerozia acestei convorbiri îl supăra în mod deosebit. Voia să se gândească la cele ce i se întâmplaseră și această flecăreală îl împiedica. După ce își sfârși cafeaua, Varvara Alexievna plecă supărată. Când Evgenie, Liza și Maria Pavlovna rămaseră singuri, convorbirea deveni simplă și plăcută. Dar, foarte atentă, Liza observă numai decât că ceva îl preocupa pe Evgenie și îl întrebă dacă nu i se întâmplase ceva neplăcut. El nu era pregătit pentru această întrebare și se încurcă puțin, răspunzându-i că nu i se întâmplase nimic. Acest răspuns o făcu pe Liza să se gândească și mai mult. Faptul că ceva îl chinuia mult era pentru ea atât de evident precum o muscă picată în lapte. Dar nu voia să-i spună și ei ce avea. De ce oare? Capitolul 11. După prânz, se despărțiră cu toții. Evgenie, ca de obicei, se duse în biroul său. Nu se apucă nici de redactat scrisori, nici de citit, ci începu să fumeze țigară după țigară, gândindu-se în fel și chip. Ceea ce îl mira și îl mâhnea groaznic era sentimentul care se manifestase cu totul pe neașteptate în el și de care se credea izbăvit de când se căsătorise. Într-adevăr, de atunci încoace nu simțise nici când sentimentul acesta, nici pentru Stefanida, nici pentru orice altă femeie în afară de a lui. Se bucurase în taina sufletului său de mai multe ori de această izbăvire și iată că, dintr-o dată, întâmplător, sentimentul reapărea și destăinuia că nu era izbăvit. Acum era chinuit nu de noua stăpânire a acestui sentiment, nu de dorință, la asta nici nu voia să se gândească, ci de faptul că acest sentiment era viu în adâncul lui și că trebuia să se ferească de sine însuși. În sufletul lui nu era nici urmă de îndoială când vinsese sentimentul acesta. Trebuia să scrie o scrisoare și să redacteze un document. Se așeză deci la masa de scris și începu să lucreze. Îndată ce termină, uitând cu totul ceea ce îl tulburase, ieși pentru a se duce la grajd. Și iarăși, parcă era din adins sau pacoste, abia ieșise pe hol și iată că imediat îi se arătă femeia cu fusta și broboada roșie, legănându-și brațele și bălăbănindu-se pe dinaintea lui. Nu numai că trecu, dar alergă încurcându-l ca și cum s-ar fi jucat cu el și-și ajunse tovarășa.
Și iar îi veniră în minte strălucitoarele amieze, urzicile, Dănilă, coliba pasnicului câmpenesc și, în umbra platanilor, gura zâmbitoare ce morfolea niște frunze între dinți. Nu, este imposibil să las lucrurile așa, își spuse el și, așteptând ca cele două femei să dispară din văzul său, se duse la birou. Tocmai era amiază și spera că îl va găsi acolo pe administrator. Îl găsi la datorie. Se deșteptase, se întindea căscând și se uita la paznicul de vite care îi spunea ceva. Vasile Nicolaevici, poruncă, am nevoie de dumneata, vreau să-ți spun ceva. La porunca domniei voastre, dar mai întâi sfârșește. N-o să-l aduci? Îl întrebă Vasile Nicolaevici pe paznicul de vite. E greu, Vasile Nicolaevici. Ce este? Întrebă Evgenie. Apoi, iaca ce, a fătat o vacă pe câmp. Ei bine, lasă că voi da eu ordin să se înhame un cal. Spune-i lui Nicolai să ia căruța. Pasnicul de vite ieși. Uite, vezi? Începu Evgenie roșind și simțind acest lucru. Vezi dumneata, Vasile Nicolaevici, când eram încă holtei, aveam o legătură, poate vei fi auzit. Vasile Nicolaevici zâmbi din ochi și, cuprins de compătimire pentru stăpânul său, spuse: E vorba de Stefanida? Da, ea este. Atunci, uite ce te rog. Te rog să nu iei la muncă cu ziua în casă. Pricep că lucrul ăsta mi-ar fi tare neplăcut. Pe semne că Ivan, funcționarul, va fi dat această poruncă. Atunci ne-am înțeles. Ei bine, ce crezi? Trebuie spus tot restul? Îl întrebă Evgenie pentru a-și ascunde buimăceala. Tocmai mă duc acolo numai decât. Atunci să terminăm cu asta. Și Evgenie se liniști, sperând că, deoarece nu mai întâlnise de un an de zile, va fi tot așa și mai departe. Afară de asta, Vasile Nicolaevici îi va vorbi slujbașului, acesta îi va vorbi Stefanidei și ea va înțelege că nu vreau așa ceva. Își spunea Evgenie și se bucură că avusese curajul să-i se destăinuiască lui Vasile Nicolaevici, oricât de anevoios fusese acest lucru pentru el. Da, mai bine orice, mult mai bine decât îndoiala asta, decât rușinea asta. Tresărea numai la amintirea acestei nelegiuiri a gândului său. Capitolul 12. Sforțarea morală făcută pentru a-și învinge rușinea și a-i spune lui Vasile Nicolaevici ceea ce-i spusese, îl potolise pe Evgenie. I se părea că acum totul era sfârșit și Liza observă numai decât că era iarăși liniștit. Ba chiar mult mai vesel decât de obicei. Pe semne că era mâhnit de certurile acestea dintre mamele noastre. Într-adevăr, cu sensibilitatea lui, cu caracterul său nobil, e îndeoseb de chinuitor să audă mereu aceste dușmănoase aluzii de prost gust, se gândi Liza. Timpul era frumos. Femeile, potrivit obiceiului, ducându-se la pădure ca să împletească cununi de flori, se apropiară de casa boierească și prinseră să danseze și să cânte. Maria Pavlovna și Varvara Alexievna, în rochi elegante, cu umbreluțele în mână, ieșiră pe verandă și se apropiară de hor. Unchiul, un stricat, un bețiv care își petrecea vara la Evgenie, le urma îmbrăcat într-o scurtă haină chinezească. Ca întotdeauna, era o horă mare, împestrițată cu viile culori ale nevestelor tinere și ale fetelor mari. Și acest cerc se afla în mijlocul tuturor. În jurul acestei hore, din diferite părți, ca niște planete ce s-au desprins și se învârtesc în jurul astrului principal, ba se țineau fetele de mână foșnindu-și fustele de stambă, ba se fugăreau băiețașii ce râdeau de ceva, prinzându-se unii pe alții, ba treceau flăcăiașii mai vârstnici cu podiovce albastre și negre, căciuli și cămăși roșii, runțăind fără răgaz semințe de floarea soarelui, ba veneau servitorii sau străinii ce priveau hora de depărtare. Cele două cucoane se apropiară de horă și, după ele, Liza, într-o rochie albastră cu o panglică la culoare prinsă în păr, cu brațele lungi, albe, cu coatele ascuțite răsărind din mânecile largi. Evgenie nu avea nici de cum poftă să iasă, dar ar fi fost ciudat să se ascundă. Ieși deci pe verandă cu țigara în gură, salută flăcăii și țăranii și tăifăsui cu unul dintre ei. În acest timp, femeile cântau cât le ținea gura cântece de dans,
bătând din palme și dansând. Vă cheamă doamna, spuse un servitor apropiindu-se de Evgenie, care nu auzea că îl strigă nevastă-sa. Liza îl chemă să vadă cum dansează una dintre neveste, al cărei joc îi plăcea în mod deosebit. Era Stefanida, îmbrăcată cu o fustă galbenă, cu polcuța fără mâneci, cu broboada de mătase, durdulie, voinică, roșie, veselă. Fără îndoială că juca bine, dar el nu observă nimic. Da, da, spuse el scoțându-și și punându-și ochelarii. Da. Așadar, nu mă pot descotorosi de ea, se gândea el. Nu o privea pentru că îi era teamă de farmecul ei și tocmai din această pricină, ceea ce zărea la ea, așa pe furiș, îi se părea deosebit de atrăgător. Mai ales, ghicea după privirea ei licăritoare că-l vedea și-l admira. Rămase tocmai atât cât trebuia pentru ca să nu pară nepoliticos și băgând de seamă că Varvara Alexievna-l chema și îi spunea dezmierdător și cu falsitate drăguț, se întoarse și plecă. Se duse drept în casă. Plecă să nu mai vadă, dar, urcându-se la etajul de sus, fără să știe pentru ce și cum, se apropie de fereastră și rămase acolo atât cât stătură și femeile lângă scara casei, privind-o și sorbind-o din ochi. Fugi de acolo înainte de a-l fi putut zări cineva și, fără niciun zgomot, ieși pe balcon. Acolo, aprinse o țigară și, ca și cum ar fi dorit să se plimbe, se duse în fundul grădinii, în direcția în care o apucase și ea. Nici nu făcuse doi pași pe alee și își zări printre copaci polcuța fără mâneci, pe o căptușală trandafirie și brodată cu roșu. Se ducea undeva cu o altă femeie. Unde? O dorință grozavă, arzătoare, îi strânse parcă inima. Evgenie, ca și cum s-ar fi supus unei voințe străine lui, se întoarse și se îndreptă spre ea. Evgenie Ivanovici, Evgenie Ivanovici, am să-ți cer un serviciu, rosti o voce în urma lui. Și Evgenie îl zări pe bătrânul Samochin, care săpa un puț la el acasă. Își venind fire și, ocolind pe loc, se îndreptă spre Samochin. Când terminară de vorbit, întoarse capul și le zări pe cele două femei în jos, fără îndoială îndreptându-se spre fântână sau urmând această direcție ca pretext. Dar nu rămaseră mult acolo și se înapoiară la horă. Când se despărți de Samochin, Evgenie se înapoia bătută acasă, ca și cum ar fi săvârșit o crimă. Mai întâi, ea îl înțelesese. Se gândea că ar dori să o vadă și că și ea dorea acest lucru. Al doilea, cealaltă femeie, Ana Prokhorovna, nici vorbă că știa toate acestea. Și principalul era că se simțea înfrânt. Știa că nu mai are voință, că era împins de o altă putere, că scăpase astăzi ca prin minune, dar că mâine, poimine, va cădea. Da, era pierdut. Nu știa ce să facă. Sau înșele pe tânăra lui nevastă iubitoare, la țară, cu o țărancă în văzul tuturor. Nu era pieirea, groaznica pieire, după care nu se mai poate viețui? Nu, trebuie să iau măsuri. Dumnezeule, Dumnezeule, ce trebuie să fac? Voi pieri astfel? Se întrebă el. Sau nu-i nimic de făcut? Trebuie totuși să fac ceva ca să nu mă mai gândesc la ea. Să nu se gândească și numai decât se gândi la ea. O vedea înaintea lui, în umbra platanilor. Își reaminti că citise povestea unui bătrân care, pentru a scăpa de momeala unei femei pe care trebuia să-și pună mâinile pentru ca să o vindece, își puse cealaltă mână pe un jar aprins. Da, sunt gata să-mi ard mâna decât să cad. Și, privind în jurul său, constatând că era singur în odaie, aprinse un chibrit și își apropie degetele de el. Ei bine, gândește-te și acum la ea, își spuse el ironic. Simțind arsura, își retrase degetele înnegrite, a zvârli chibritul și, râzând de sine însuși, își spuse: ce prostie, nu! Nu asta e ceea ce trebuie să fac. Trebuie luate măsuri ca să nu mai văd, să plec sau să o îndepărtez. Da, să o îndepărtez. Să-i dau bani bărbatului ei ca să se așeze în alt sat. Se va afla, se va vorbi.
Ei bine, așa e cel mai bine. Tot ar fi mai bine așa decât primejdia asta. Da, trebuie să fac asta, își spunea el, fără să o slăbească din ochi. Unde se duce oare? Se întrebă el pe neașteptate. I se păru că o zărise lângă fereastră și, după ce i-aruncase o privire, plecă braț la braț cu o femeie oarecare și se îndreptă spre grădină, bălăbănindu-și brațul liber. Nemai știind nici el pentru ce, Evgenia apucă drumul spre birou. Vasile Nicolaevici, în redingotă nouă, pomăduit, își bea ceaiul cu nevastă sa și cu o musafiră cu șal de damasc. Ia spune-mi, Vasile Nicolaevici, îți pot vorbi o clipă? Mă rog, poftim, am sfârșit. Nu, nu, să mergem mai bine afară. Numai decât, șapca mea, Tanio, și pune capacul pe samovar, spuse Vasile Nicolaevici, ieșind bine dispus. Lui Evgeniei se păru că observă că Vasile Nicolaevici băuse puțin, dar cu atât mai rău. Și apoi, poate că era mai bine așa. Va vedea cu mai multă simpatie starea lui. Uite ce-i, Vasile Nicolaevici, aș vrea să-ți vorbesc iarăși despre acea femeie. Ce mai este? Am poruncit să nu mai fie luată la lucru. Apoi, nu-i asta. M-am gândit, în general, și despre asta am vrut a-ți vorbi și a-ți cere povața. Nu s-ar putea îndepărta de aici întreaga familie? Unde să-i îndepărtăm? Întrebă Vasile Nicolaevici cu o față pe care îi se păru lui Evgenie că citește nemulțumirea și ironia. Da, m-am gândit. S-ar putea să li se dea bani ori chiar pământ la Koltovskoe, numai să nu mai fie ea pe aici. Dar cum să-i îndepărtăm? Cum să-i smulgem de pe ogorul lor? Dar ce-ți face ea? Cu ce te supără? Oh, Vasile Nicolaevici, înțelegi odată că ar fi groaznic dacă ar afla nevastă mea. Dar cine i-o va spune? Și cum să trăiesc cu gândul ăsta? Mi-e așa de chinuitor? Ce te tulburi așa? Cine-și va aminti de păcatele vechi să-i crape ochii? Și cine n-a păcătuit în fața lui Dumnezeu, nu-i vinovat nici înaintea țarului. Totuși, ar fi mai bine să-i îndepărtăm. N-ai putea vorbi în privința asta cu bărbatul ei? Dar nu-i nimic de vorbit în această privință. Evgenie Ivanovici, pentru ce să-ți vâri toate astea în minte? A trecut, s-a uitat. Totul se întâmplă. Și acum, cine ar cuteza să spună despre dumneata ceva de rău? Cu toate astea, vezi de le vorbește. Bun. Voi vorbi, deși sunt convins că n-o să iasă nimic. Această convorbire îl liniști puțin pe Evgenie. Simțea mai cu seamă că, din pricina emoției sale, exagera primejdia. Se dusese parcă la o întâlnire cu ea? Ba nu, se dusese pur și simplu să se plimbe prin grădină și, din întâmplare, venise și ea acolo. Capitolul 13. În ziua de troiță, după amiaza, Liza, care se plimba prin grădină, voind să treacă un șănțuleț pentru a se duce în livadă, unde bărbatul ei voia să-i arate trifoiul, făcu un pas greșit și căzu încetişor pe o coastă. Rosti un au și bărbatul său zări pe fața ei nu numai o expresie de teamă, dar și de suferință. Vru să o ridice, dar ea îl îndepărtă cu mână. Nu, Evgenie, stai puțin, spuse ea zâmbind domol și, după cât i se părea lui, privindu-l cu vinovăție parcă. Mi-am scrântit piciorul. Vezi? De mult am tot spus eu. Într-o astfel de situație, se pot oare sări șanțurile? O tot sorcovea Varvara Alexievna. Dar nu, mamă, nu-i nimic. O să mă ridic numai decât. Cu ajutorul bărbatului ei se ridică, dar în aceeași clipă, îngălbeni și groaza i se sugrăvi pe față. Da, nu mă simt bine, îi șoptia ca să nu audă mama ei. Ah, Dumnezeul meu, ce-a făcut? Doar îi spuneam eu să nu alerge, strigă Varvara Alexievna. Stai să trimit oameni ca să o ducă de aici. Nu trebuie să meargă singură. Nu-ți fie frică, Liza, te voi duce eu, spuse Evgenie, petrecându-și brațul stâng în jurul mijlocului ei. Ia-mă de gât. Uite așa. Și, aplecându-se, îi strecură brațul drept sub picioare și o ridică de jos.
nici când nu uită expresia de suferință și de fericire de pe chipul ei. Nu sunt prea grea, iubitule? Îl întrebă ea zâmbind. Mama aleargă, ea te uită. Apoi se aplecă spre dânsul și îl sărută. Dorea să vadă mama sa cum o ducea el. Evgenie îi strigă Varvarei Alexievna să nu se grăbească deloc. O va duce el foarte bine. Varvara se opri și începu să țipe și mai tare. Ai să o scapi, cu siguranță ai să o scapi. Vrei să o omori, n-ai conștiință. Dar o duc foarte bine. Nu vreau, nu pot să văd cum îmi vei omorâ copilul. Și fugi în capătul aleii. Nu-i nimic, va trece și asta, îi spuse Liza. Numai de n-ar avea urmările de odinioară. Nu, nu asta voiam să spun. Vorbeam despre mama. Ești obosit, odihnește-te. Deși povara era grea, Evgenie, cu o mândră bucurie, o duse până în casă, fără să vrea să o încredințeze cameristei și bucătăresei pe care Varvara Alexievna le trimisese în întâmpinare. O duse până în odaia ei și o așeză pe pat. Ei bine, du-te, spuse ea și, apucându-i mâna, i-o sărută. Se va face totul cu ajutorul Anușcăi. Maria Pavlovna alergase și ea din pavilion. O dezbrăcară pe Liza și o puseră pe pat. Evgenie stătea în salon, cu o carte în mână și aștepta. Varvara Alexievna trecu prin fața lui cu o mutră atât de cătrănită și dojenitoare, încât se îngrozi. Ei bine, ce este? Întrebă el. Ce este? Pentru ce mai întrebi acest lucru? Ceea ce pe semne că doreai când ai silit-o pe nevasta dumitale să sară șanțul. Varvara Alexievna, ești nesuferită. Dacă vrei să chinuiești oamenii și să le otrăvești viața, era să zică, ei bine, du-te aiurea, dar se stăpâni. Cum nu ți-a fost rușine să procedezi astfel? Acum e târziu, zise și trecu ușa, scutărându-și victorios boneta. Într-adevăr, căderea era destul de rea. Piciorul se sucise cu stângăcie și un avort era de temut. Toți știau că nu mai era nimic de făcut, că nu trebuia altceva decât să o lase să se odihnească în liniște. Totodată, ea se hotărâ să trimită după medic. Odată scrisă scrisoarea, el se duse la grajd ca să dea porunci să pună caii la trăsură. Trebuiau pregătiți caii pentru ca să se ducă cineva să-l aducă pe medic, alții să-l ducă înapoi, și toate astea trebuiau combinate. După ce hotărâ totul și îl trimise pe vizitiu, se înapoie acasă. Era aproape 10 seara. Nevastă sa era culcată și spunea că se simte tare bine, că nu mai dorea nimic. Varvara Alexievna, în fața lămpii, ascunsă de Liza după o grămadă de partituri, împletea la o învelitoare roșie, iar aerul ei spunea lămurit că, după cele întâmplate, pace nu mai putea fi. Alții pot face orice, eu mi-am făcut datoria. Evgenie vedea asta, dar se prefăcea că nu o observă. Povesti vesel și dezghețat că trimisese caii și că mânza Cavușca mergea foarte bine ca înaintaș în stânga. Firește că momentul e bine ales pentru încercatul cailor atunci când ai nevoie de un ajutor imediat. Probabil îl va răsturna pe doctor într-un șanț, spuse Varvara Alexievna, privind cu luarea minte prin ochelari împletitura. Dar, în orice caz, trebuia trimis să-l aducă. Eu am făcut ceea ce am crezut mai bine. Da, mi-aduc foarte bine aminte cum era să mă azvârle caii voștri. Asta era o născocire de-a ei și era multă vreme de când o inventase. Dar de asta dată, Evgenie a avut nesocotința să spună că nu era tocmai așa cum zicea ea. Nu degeaba ți-o spun mereu. Și de câte ori am spus prințului că nimic nu-i mai chinuitor decât să trăiești cu niște oameni nedrepți și falși. Voi răbda totul, dar asta nu. Dacă e chinuitor pentru cineva, e mai ales pentru mine, răspunse Evgenie. Da, se și vede asta. Ce? Nimic. Nimic, numai boabele. În acea clipă, Evgenie se afla lângă pat. Liza îl privea. Cu una din mâinile ei umede, care era pe învelitoare, îi apucă mâna și o strânse. Rabdă pentru mine. Ea nu o să ne împiedice să ne iubim, spunea privirea ei. Nu voi face nimic,
îi șopti el, sărutându-i mâna lungă și umedă, apoi ochii frumoși care se închiseră sub sărutarea lui. Mereu același lucru? Întrebă el. Cum te simți? E groaznic să te înșeli, dar simt că trăiește și va trăi, spuse ea privindu-și pântecul. E groaznic numai când te gândești. Cu toată stăruința Lizei ca el să plece, își petrecu noaptea lângă ea, dormind iepurește și gata în fiecare clipă să o îngrijească. Dar noaptea fu foarte bună și, de nu l-ar fi așteptat pe medic, poate s-ar fi ridicat. Doctorul sosi în clipa cinei. El le explică faptul că, dacă accidente identice pot pune în pericol viața copilului, nu sunt în același timp semne sigure și că, prin urmare, în lipsa semnelor contrarii, se putea trage cu tare ori cu tare concluzie. Concluzia era că trebuia să stea culcată și să ia ceva doctorii, deși medicul se declară dușman al acestora. Primindu-și onorariile ca de obicei, în palma făcută căuș, doctorul plecă, iar bolnava rămase culcată timp de o săptămână. Capitolul 14. Evgenie își petrecea cea mai mare parte a timpului lângă patul nevestei lui. O îngrija, se sfătuia cu dânsa, îi citea și, lucru și mai lăudabil, răbda fără să spună o vorbă în țepăturile Varvarei Alexievna, din care știa să facă subiect de glumă. Dar nu putea sta mereu acasă. Mai întâi îl alungă nevastă-sa, spunând că s-ar îmbolnăvi dacă ar sta tot timpul lângă ea. Apoi, moșia necesita necontenit prezența lui. Nu putea rămâne acasă și se ducea ba în lanuri, ba la pădure, ba în grădină, ba la hambar și pretutindeni nu numai gândirea, ci icoana vie a Stefanidei îl urmărea în așa fel încât nu izbutea decât rare ori să uite. Și asta încă nu era nimic. Poate că ar fi putut învinge și acest sentiment, dar răul cel mai mare din toate era că el, care mai înainte stătea luni întregi fără să o vadă, acum o întâlnea în fiecare clipă. Negreșit, ea înțelesese că el dorea să lege din nou vechile legături și încerca să-l întâlnească. Dar cum nici unul, nici altul nu spuseră nimic, nu urmă nicio întâlnire. Făceau numai în așa fel încât să se întâlnească. Cel mai bun loc pentru asta era pădurea, unde se duceau femeile cu sacii ca să strângă iarbă pentru vaci. Evgenie știa lucrul acesta și, în fiecare zi, trecea prin fața pădurii. Zilnic își spunea că nu o să se mai ducă pe acolo, dar în fiecare zi se îndrepta într-acolo, asculta sunetul vocii ei și se oprea cu o zvâcnire a inimii în dosul unui tufiș, pândind să vadă dacă nu cumva era acolo. Ce nevoie avea el să știe dacă cutare sau cutare era în pădure? Nu știa. Dacă ar fi fost ea, chiar și singură, nu s-ar fi dus în întâmpinarea ei, ci ar fi fugit de ea. Dar avea trebuință să o vadă. Odată o întâlni. Când să intre el în pădure, ea ieși cu alte două femei, cu un sac plin de iarbă în spinare. O clipă mai devreme, poate că ar fi întâlnit-o în pădure, pe când, acum, îi era cu neputință față de alte femei să se mai întoarcă din drum. Cu toată această neputință de care își dădea seama de mult timp, cu riscul de a atrage atenția celorlalte femei, el rămase în spatele tufișului de aluni. Firește că ea nu se mai întoarse, dar el așteptă mult timp acolo. Dumnezeule, cu ce farmece și-o înfățișă în închipuire! Și nu odată, ci de 5, de 6 ori, și de fiecare dată mai puternic. Nici când nu îi se păruse atât de atrăgătoare și niciodată ea nu l-avusese atât de deplin. El simțea că nu mai era stăpân pe sine, că aproape nebunea. Asprimea lui față de sine însuși nu slăbea nici de cum. Dimpotrivă, își dădea seama de toată monstruozitatea dorințelor sale, chiar a faptelor sale, căci încercările din pădure erau curate isprăvi. Știa că era destul să o întâlnească undeva în vreun loc întunecos și să o pipăie pentru ca să se lase în voia patimii sale. Știa că numai rușinea de oameni, de ea și pe semne că și de sine însuși, îl stăpânea și îl ținea locului. Și știa că va căuta condițiile în care această rușine n-ar mai fi observată. Întunecimea sau o atingere ce ar înăbuși în el
această rușine într-o patimă dobitocească. Se privea ca un criminal josnic, se disprețuia și se ura din toate puterile. Se ura pentru că încă nu ceda. În fiecare zi se ruga lui Dumnezeu să-l întărească, să-l izbăvească de pieire. Fiecare zi îl hotăra să nu mai facă niciun pas, să nu o mai privească, să o uite. În fiecare zi își închipuia fel de fel de mijloace ca să scape de acest chin și le punea în practică. Dar totul era deprisos. Unul dintre mijloace era să fie necontenit ocupat, un altul munca trupească și postul, un al treilea analiza limpede și rușinea ce avea să cadă asupra capului său când toți, nevastă, soacră, mamă, familie, vor ști de asta. Făcea toate astea și îi se părea că învinge, dar venea amiază, ora vechilor întâlniri, ora când o vedea venind cu sacul ei de iarbă, iar el se ducea în pădure. Astfel se scurseră 5 chinuitoare zile. Nu o vedea decât de departe și nu odată se apropie de dânsa. Capitolul 15. Liza se întrema încetul cu încetul, începea să umble și se îngrijora de schimbarea pe care o vedea în bărbatul ei și pe care ea nu mai înțelegea. Varvara Alexievna plecă pentru o vreme și la dânsii nu mai rămase decât unchiul și Maria Pavlovna. Evgenie se află în acea stare de seminebunie când începură, cum se întâmplă adesea după vijeliile din iunie, ploi îndelungate care durează uneori mai multe zile de-a rândul. Aceste ploi împiedicară toate muncile. Nu se mai putea aduna nici bălegarul din pricina umezelii și a noroiului. Țăranii stăteau pe la casele lor. Păstorii, cu multă trudă, își aduceau turmele în staul. Vacile și berbecii fugiră prin diferite curți, iar femeile, învelite cu șaluri, umblau cu picioarele goale prin noroi, căutând vacile fugare. Pârâie de apă se formau pe toate drumurile. Frunzele și iarba erau jilave de apă, păraiele și bălțile se revărsau. Evgenie era acasă cu nevastă sa și, în ziua aceea, era mai plictisit ca oricând. Ea îl întrebase în mai multe rânduri de pricina schimbării dispoziției sale și de fiecare dată îi răspunsese cu dispreț că nu avea nimic. Încetase să-l mai întrebe, dar era mâhnită. După prânz, stătea în salon. Unchiul povestea pentru a suta oară povestioare născocite de el despre anumite aventuri lumești. Liza împletea o vestă și ofta, tânguindu-se de timpul rău și de boala de rinichi. Unchiul o povățuia să se culce și cerea vin. Acasă, Evgenie se plictisea groaznic. Aici totul era plictisitor. Fuma și citea o carte fără să o priceapă. Da, trebuie să mă duc să văd ce mai e pe acolo, își spunea el și se ridică să iasă. Ia-ți umbrela. Ba nu, căci am manta de ploaie și nu mă duc departe. Își îmbrăcă haina de piele, încălță cizmele și plecă la fabrică. Dar nu făcu 20 de pași, că ea i se și ivi în cale, cu fusta ridicată peste pulpele albe. Umbla ținându-și cu mâinile șalul ce-i acopera capul și umerii. Ce-ai pățit? O întrebă el când o întâlni, fără să o recunoască. După ce o recunoscu, era prea târziu. Ea se opri și, zâmbindu-i, îl privi îndelung. Caut un vițel. Unde te duci pe timpul ăsta rău? Îl întrebă ea, ca și cum s-ar fi văzut în fiecare zi. Vino în colibă, spuse el pe neașteptate, fără să știe cum, de parcă altcineva ar fi rostit aceste vorbe. Ea îi făcu cu ochiul un semn de învoire și se duse în grădină spre colibă. El își urmă calea cu scopul de a ocoli tufele de lilieci pentru a o întâlni. Domnule, strigă cineva pe neașteptate din urmă, vă cheamă doamna pentru o clipă. Era servitorul lor, Mihail. Dumnezeul meu, mă izbăvești pentru a doua oară, se gândi Evgenie și numai decât se înapoie spre casă. Liza voia să-i aducă aminte că făgăduise o doctorie unei femei bolnave și îl rugă să-i o ducă. Până să caute și să pregătească acea doctorie, se scurseră vreo 15 minute. După aceea, când ieși, nu îndrăzni să se mai ducă de-a dreptul la colibă, de teamă să nu fie zărit de acasă. Dar, îndată ce nu mai putea fi văzut,
făcu un ocol și se îndreptă într-acolo. În închipuirea lui, o și vedea în mijlocul colibei, zâmbind cu voioșie. Dar nu era acolo și nimic nu arăta că ar fi venit. Se și gândea că n-o fi venit, că nu-i auzise, nici nu-i înțelesese vorbele pe care le șoptise printre buze de teamă ca ea să nu-i le audă, sau poate nu voise să vină. Și pentru ce s-ar arunca de gâtul meu? Se gândi el. Își are bărbatul ei. Numai eu sunt un nenorocit din acest punct de vedere. Am o nevastă bună și alerg după alta. Așa se gândea el, stând în colibă, într-un loc unde nu curgea apa. Ce fericire ar fi fost dacă ar fi venit, singuri aici, pe ploaie. S-o mai aibă încă o dată, cel puțin, și după aceea întâmplă-se ce s-o întâmpla. Ah, da, își aminti el, dacă ar fi venit, i s-ar fi putut vedea urmele. Se uită pe jos, într-un loc al potecuței fără de iarbă, și observă urma proaspătă a unui picior gol. Da, a fost și a plecat. Acum s-a sfârșit. Nu-mi pasă unde o voi întâlni. Am să mă duc la ea. Mă voi duce la ea în astă noapte. Rămase așa timp îndelungat în colibă și ieși chinuit și istovit de acolo. Duse doctoria, se înapoi acasă și se culcă în odaia lui, în așteptarea cinei. Capitolul 16. Înainte de cină, Liza a venit la el în odaie, încercând să ghicească pricina nemulțumirii lui. Ea îi spuse că, fiindu-i teamă să nu-i fie neplăcut să plece la Moscova, unde voiau să o ducă pentru lăuzia ei, se hotărâse să rămână aici și că pentru nimic în lume nu s-ar duce la Moscova. El știa cât de frică îi este de naștere și cunoștea teama ei ca nu cumva să nu aibă un băiat frumos și, fără vrerea lui, se înduioșă constatând cu ce ușurință jertfea ea totul pentru dragostea pe care o simțea pentru el. Totul era atât de bun, așa de voios, atât de curat în casă, iar în sufletul lui era atâta noroi, atâta mișelie și grozăvie. Toată seara, Evgenie suferi gândindu-se că, cu toată sincera lui scârbă față de slăbiciunea lui și cu toată hotărâta lui voință de a sfârși cu toate acestea, mâine va fi același lucru. Nu-i cu neputință, își spunea el umblând de-a lungul și de-a latul odăii sale. Trebuie să fie un mijloc oarecare împotriva lucrului acesta. Dumnezeule, ce-i de făcut? Cineva bătu la ușă într-un chip neobișnuit. Știa că era unchiul său. Intră, îi răspunse el. Unchiul venea ca ambasador de la sine numit pentru a-i vorbi de Liza. Știi că, într-adevăr, am observat o schimbare la tine și înțeleg că lucrul acesta o chinuiește pe nevastă ta. Negreșit, e foarte greu pentru tine să părăsești afacerea asta frumoasă pe care ai început-o. Dar ce vrei? Eu te-aș povățui să pleci. Veți fi mult mai liniștiți amândoi. Dar știi, eu te-aș povățui să pleci în Crimea. Acolo clima este foarte frumoasă. Este acolo un mamoș foarte bun și veți ajunge tocmai pe timpul strugurilor. Unchiule, exclamă pe neașteptate Evgenie, ai putea să-mi păstrezi taina? O taină rușinoasă? Ce spui? Ori te poți îndoi de mine? Unchiule, poți să-mi fii mână de ajutor și nu numai să mă ajuți, ci să mă și izbăvești, spuse Evgenie. Și gândul că își va destăinui taina unchiului său pe care nu-l prețuia, că îi se va arăta în cea mai josnică lumină, că se va smeri înaintea lui, îi era plăcut. Se simțea nemernic, vinovat și voia să se pedepsească. Vorbește, dragul meu, știi cât te iubesc, spuse unchiul vădit mulțumit de această împrejurare, că va fi sfetnic și duhovnic și că ar putea fi de folos. Mai întâi de toate, îți voi spune că sunt un ticălos, o canalie, un nenorocit nemernic. Ce spui, ce spui? Exclamă unchiul, umflându-și gâtlejul. Cum să nu fiu un nenorocit când eu, bărbatul Lizei, a Lizei, mă auzi? Căci trebuie să-i cunoști toată curăția, toată dragostea ei. Când eu, bărbatul ei, vreau să o înșel cu o țărancă. Adică, pentru că vrei, încă n-ai înșelat-o? O, este ca și cum aș fi trădat-o. Dacă n-am făcut-o, nu-i din vina mea. Eram gata.
am fost împiedicat, piedică fără de care acum nu știu ce aș fi făcut. Dar ia să vedem, lămurește-te. Ei bine, uite, când eram flăcău, am făcut prostia să am legături cu o nevastă din sat de la noi, adică ne întâlneam în păduri prin lanuri. E frumoasă? Întrebă unchiul. La această întrebare, Evgenii încruntă sprâncenele, dar avea până într-atât nevoie de ajutor, încât se prefăcu că nici nu auzise și continuă. Ei bine, mă gândeam că era ceva fără însemnătate, că, odată făcută ruptura, totul se va sfârși. Și, într-adevăr, înainte de nuntă, am rupt-o cu ea. N-am mai văzut-o aproape un an și nici nu m-am mai gândit la ea. Evgenie era mirat că și-aude starea sufletească descrisă astfel. Dar deodată, nu știu cum, zău așa, cred că printr-o vrajă am revăzut-o, iar viermele mi s-a furișat în inimă și mi-o roade. Mă urăsc. Înțeleg toată grozăvia faptei mele, adică a faptei pe care sunt gata să o săvârșesc cu primul prilej. Și până acum, numai bunul Dumnezeu m-a mântuit. Ieri mă duceam să o întâlnesc când m-a chemat Liza. Cum? Pe ploaie? Da, unchiule, sunt istovit și m-am hotărât să mă spovedesc dumitale și să-ți cer ajutor. Da, fără îndoială, în satul tău nu-i bine, se va ști. Înțeleg. Liza este slabă, trebuie să o cruți. Dar pentru ce pe moșia ta? Și iarăși încercă Evgenie să nu asculte ceea ce spunea unchiul său și ajungea de fapt la același lucru. Dar scapă-mă de mine însumi. Iată ceea ce-ți cer. Azi o întâmplare m-a împiedicat să cad, dar acum și ea știe. Nu mă lăsa nici când singur. Da, spuse unchiul, dar ești așa de amorezat? Nici de cum. Nu, e numai o putere ce m-a prins și mă ține în gheara ei. Nu știu ce să fac. Poate când voi fi mai puternic, atunci... Ei bine, iată sprijinul, spuse unchiul. Haide să mergem cu toți în Crimea. Da, da, să mergem. Și până atunci, voi rămâne cu voi, vom tăifăsui. Capitolul 17. Faptul că își încredințase taina unchiului său și, mai cu seamă, chinurile rușinii pe care o suferise după acea zi ploioasă, îl însănătoșiră pe Evgenie. Plecarea spre Ialta a fost fixată pentru săptămâna următoare. În timpul acestei săptămâni, Evgenie se duse în oraș să-și găsească banii de drum, dădu porunci în privința casei și biroului moșiei și redeveni vesel și încrezător în ochii soției sale. Renăștea sufletește. Plecă cu nevastă-sa în Crimea, fără să o refi văzut o singură dată pe Stefanida după acea zi ploioasă. Petrecură două luni încântătoare. Evgenie avea atâtea impresii noi, încât tot trecutul îi se părea că dispăruse de-a pururi din amintirea lui. Întâlniră în Crimea vechi cunoștințe, legară relații mai strânse cu ele și-și făcură și alte legături noi. Acolo, viața era pentru Evgenie o neîntreruptă petrecere și mai ales șederea aici îi era foarte de folos și foarte instructivă. Se împrieteniră cu fostul mareșal al nobilimii din provincia lor, un liberal inteligent care prinse dragoste de Evgenie și încercă să se alipească de el. Pe la sfârșitul lui august, Liza născu o fetiță tare sănătoasă, iar nașterea fu cu totul neașteptată și foarte ușoară. În septembrie se înapoiară acasă, aducând și copilul cu doica lui, căci Liza nu-l putuse alăpta. Cu desăvârșire scăpat de vechile chinuri, se înapoie acasă cu totul fericit, ca un om nou. După ce trecuse prin zbuciumurile pe care le încearcă bărbații în timpul nașterilor nevestelor lor, începu să o iubească cu încă și mai multă tărie pe a lui. Ceea ce simțea pentru copil când îl lua în brațe, era un sentiment cu totul nou, foarte blând, ca senzația unei dezmierdări. Ceea ce mai era nou în viața lui era că la trepurile lui de la moșie se adăugă un interes nou. Într-adevăr, mulțumită prieteniei sale cu Dumșin, fostul mareșal al nobilimii, se interesa acum de zemstvă și din deșertăciune și, cum credea el, din datorie.
În octombrie trebuia să fie convocată adunarea generală extraordinară, trebuia să se facă alegerea. După înapoierea lui din Crimea, se duse odată în oraș și altă dată la Dumșin. Nu se mai gândea la suferințele rușinii și ale luptei și cu anevoie și le mai amintea. Toate acestea îi se păreau acum un fel de acces de nebunie de care fusese atins. Se simțea izbăvit până într-atât încât nu se temea să se informeze despre ea la prima ocazie, îndată ce se întâlni singur cu intendentul său. Cum îi mai vorbise odată, nu-i fu rușine să întrebe. Ei bine, ce face Sidor Pechnikov? Lipsește mereu de acasă? Întrebă el. Nu, e mereu în oraș. Și nevastă-sa? E o secătură, trăiește cu Zinaev. E cu totul pierdută. Bine, e bine așa, se gândi Evgenie. Cât de ciudat e că acum nu-mi mai pasă deloc de toate astea. Cum m-a mai schimbat? Capitolul 18. Tot ce dorise, Evgenie căpătase. Moșia îi rămânea, fabrica mergea bine, recolta de sfeclă era minunată și se putea bizui pe un venit bun. Nevastă s-a plecase, iar el fusese ales în unanimitate. După alegere, Evgenie se înapoie acasă. Fu felicitat. El ținu să mulțumească, iar la cină bău 5 pahare de șampanie. O rânduială de viață cu totul nouă îi se înfățișa. Se înapoi acasă gândindu-se la planurile lui. Era întoiul verii, drumul era frumos, soarele luminos. Apropiindu-se de casă, Evgenie se gândea cum, mulțumită acestei alegeri, va ocupa în sânul poporului situația pe care dorise mereu să o aibă și care ar putea servi nu numai prin roadele pe care îi le dădea munca, ci prin directă înrăurire. Își închipuia cum îl vor considera peste 3 ani nevastă-sa și alții, țăranii, de pildă. Se gândi el străbătând satul și uitându-se la un țăran și nevastă-sa, ce veneau spre el cu o doniță de apă. Se opriră ca să-i facă loc. Țăranul era bătrânul Pechnikov și femeia era Stefanida. Evgenie se uită la dânsa, o recunoscu și, cu multă bucurie, simți că rămânea potolit cu totul. Ea era tot atât de atrăgătoare, dar asta nu-l mai tulbura deloc. Sosi acasă. Nevastă-sa l-așteptă la scară. Seara era minunată. Ei bine, te putem felicita? Întrebă unchiul. Da, sunt ales. E minunat. Acum trebuie aldămașul. A doua zi dimineață, Evgenie se duse la moșie, pe care o cam neglijase. În cătun funcționau noile mașini de bătut grâul. Pentru a cerceta lucrul, Evgenie umblă printre femei, încercând să nu le atragă atenția. Dar, cu toată strădania sa, observă în două rânduri ochii cei negri și broboada Stefanidei, care aducea niște paie. De 2 ori o privi pe furiș și iarăși simți ceva, dar ce anume nu putea să-și dea seama. A doua zi, când se înapoie în cătun, unde rămăsese fără treabă vreo 2 ceasuri, uitându-se neîncetat la icoana cunoscută și frumoasă a tinerei neveste, simți că era pierdut, pierdut fără scăpare. Din nou suferințele, iarăși toată grozăvia asta, și izbăvire nu mai era. De ce se temea, se întâmpla. A doua zi, seara, neștiind nici el cum, se pomeni lângă gardul curții, în fața hambarului de fân, unde, odată, pe toamnă, mai avuseseră o întâlnire. Ca și cum ar fi venit pe acolo să se plimbe, se opri aici și se apucă să fumeze o țigară. O vecină îl zări și, întorcându-se în același loc, el auzi pe cineva că îi spune cuiva: „Du-te, te așteaptă de un ceas. Haide, proastu, du-te!” Nu mai putea face cale întoarsă, căci înaintea lui venea un țăran și zări o femeie, pe ea, alergând pe lângă hambar. Capitolul 19. Și povestea cea veche reîncepu, dar cu o putere înzecită. Seara se gândea la lucruri groaznice. Se gândea că viața lui era pustie, plictisitoare, și că adevărata viață era acolo, cu această femeie voinică, dârză, mereu veselă. A o lua, a o pune într-o trăsură sau în tren și a se face nevăzut în stepă sau în America, și diferite gânduri de felul acesta îi treceau prin minte. Când intra în salon, totul îi se părea ciudat, nefiresc.
Dimineața, treacă-meargă, se trezi curajos, hotărât să uite, să nu-și îngăduie să se gândească. Dar, fără chiar să observe, toată dimineața, nepăsător față de lucrul său, se silise să se scape din această robie. Ceea ce îi se părea mai important înainte, acum îi se părea lipsit de însemnătate. În chip inconștient, încerca să scape de treburi. Îi se părea necesar să se dezbare de grija treburilor pentru a se gândi și regândi la tot și la toate. Se despovăra și se izola de ceilalți. Dar, îndată ce rămânea singur, se ducea să rătăcească în grădină sau prin pădure. Și toate locurile acestea erau pângărite de amintiri, de amintiri ce-l stăpâneau în întregime. Umbla prin grădină și își spunea că ar trebui să hotărască ceva, dar nu se gândea la nimic și, nebunește, în chip inconștient, o aștepta. Spera că, printr-o minune oarecare, ea va simți cât o dorea și va veni aici sau aiurea, unde nu i-ar vedea nimeni, ca noaptea când nu era lună și niciun ins pe afară. Ar veni și i-ar avea trupul. Da, iată, își spunea el, da, uite, pentru igienă mi-am făcut plăcerile cu o femeie sănătoasă, voinică, tare teafără. Nu, negreșit că nu se poate juca cineva cu ea un astfel de joc. Mă gândeam că am luat-o eu și, când colo, ea a pus mâna pe mine și nu-mi mai dă drumul. Mă credeam liber și nu eram. M-am înșelat singur când m-am însurat. Totul era prostie, minciună. Din clipa în care am avut-o, am simțit un nou sentiment. Adevărata simțire a bărbatului. Da, trebuie să trăiesc cu ea. La ce prostii mă mai gândesc și eu? Asta nu se poate, exclamă el pe neașteptate. Lămurit lucru, trebuie să mă gândesc bine la toate acestea. Se duse în lanuri și începu a chibzui. Da, pentru mine sunt cu putință două vieți. Una, aceea pe care am început-o cu Liza, funcțiile publice, exploatarea pământului, copilul, respectul oamenilor. Pentru a continua viața asta, trebuie ca Stefanida să nu mai fie. Trebuie să o îndepărtez, cum spuneam, sau să dispară într-un chip oarecare. Cealaltă viață este să o răpesc de la bărbatul ei, să-i dau bani, să înfrunt rușinea și să trăiesc cu ea. Dar atunci trebuie să nu mai existe nici Liza, nici copilul, Mimi. Nu, pentru ce? Copilul nu supără cu nimic. Dar Liza trebuie să dispară, să plece, să știe, să mă blesteme, dar să plece. Să știe că am părăsit-o pentru o țărancă, să știe că sunt un înșelător, un nemernic. Nu, e prea îngrozitor. Nu, asta nu se poate. Da, dar poate că lucrul acesta s-ar putea pune la cale și altfel. Liza poate să se îmbolnăvească, să moară. Odată ea moartă, atunci totul va merge bine. Bine, nenorocitule. Nu, dacă una din ele trebuie să moară, să fie mai bine cealaltă. Dacă Stefanida ar muri, ar fi bine. Da, iată cum se otrăvesc sau se ucid femeile, ibovnicele. A lua un revolver, a o face să vină și în loc de sărutări, poc, în piept. Și totul s-a terminat. Ăsta-i diavolul. Da, cu adevărat diavolul. Împotriva voinței mele a pus stăpânire pe mine. Să ucid? Da. Nu sunt decât două ieșiri. Să omor pe ea sau pe nevastă mea. Căci a trăi astfel e cu neputință. Cu neputință. Trebuie să ne gândim la toate și să vedem totul. Dacă las lucrurile așa cum sunt, atunci ce o să se mai întâmple? Va ajunge că îmi voi făgădui din nou să n-o mai văd, să mă lepăd de ea. Dar o voi spune numai din gură, iar seara o voi aștepta și ea va ști. Și va veni. Sau vor ști oamenii și vor spune nevestei mele, sau eu voi spune chiar eu, fiindcă nu pot minți, nici trăi astfel. Nu mai pot răbda lucrul acesta. Totul se va ști. Toți vor afla, și Parașa și Potcovarul. Ei bine, oare nu se poate trăi așa? Nu, nu se poate. Nu-s decât două căi. Să o ucid ori să o omor pe nevastă mea. Sau încă, da, mai este și o a treia. Să mă ucid eu singur. Spuse încet de tot și dintr-o dată,
un fior îi străbătu pielea. Da, să mă omor singur și atunci nu mai trebuie să le omor. Se cutremură de groază tocmai pentru că simțea că această deslegare era singura cu putință. Am un revolver. Oare mă voi sinucide? Iată ceva la care nu mă gândisem. Cât de ciudat va fi lucrul acesta. Intră iarăși în casă, în odaia lui, și numai decât deschise cutia în care era revolverul. Dar, înainte de a fi avut timp să-l scoată din tocul lui, intră nevastă sa. Capitolul 20. Aruncă un ziar peste revolver. Mereu același lucru? Îl întrebă ea neliniștită privindu-l. Ce? Care același lucru? Aceeași expresie fioroasă pe care ai avut-o odinioară când n-ai vrut să-mi o spui. Dragul meu, spune-mi, ce ai? Văd că suferi. Vorbește, asta o să te ușureze. Orice ar fi, este mai bine să vorbești decât să suferi atât. Știu că nu poate fi nimic rău. Crezi? Vorbește, vorbește, nu o să te las. Un zâmbet chinuit îi trecu pe buze. Să vorbesc? Nu, este imposibil. De altfel, nu-i nimic de spus. Poate că i-ar fi spus-o, dar în această clipă intră Doica să întrebe dacă se putea duce să se plimbe. Liza ieși să îmbrace copilul. Așadar, îmi vei spune, mă voi întoarce numai decât. Da, poate. Nici când nu putu să uite durerosul zâmbet cu care rosti el aceste cuvinte. Ea ieși. Grabnic, dar cu apucături de răufăcător în obiceiurile lui, luă tocul și scoase revolverul. E încărcat? Da, de mult. Un glonț a și fost tras. Ei bine, fie ce-o fi. Lipi revolverul de tâmplă, rămase o clipă la îndoială, dar își aminti numai decât de Stefanida, de hotărârea lui să nu mai vadă. Luptă, ispita, căderea, iarăși lupta. Tresări de groază. Nu, mai bine așa. Și apăsă trăgaciul. Când alergă Liza în odaie, abia a avut timp să se dea jos din balcon, că el era căzut pe burtă la pământ și un sânge des și negru curgea din belșug din rană, iar trupul lui încă mai tresărea. Se făcu o anchetă. Nimeni nu putea lămuri motivul sinuciderii. Unchiul lui nu-i trecu nici de cum prin minte că putea să aibă vreo legătură cu mărturisirea pe care i-o făcuse Evgenie cu 2 luni mai înainte. Varvara Alexievna afirmă că pusese rămășag că așa va fi. Se vedea lucrul ăsta când discutai cu el. Nici Liza, nici Maria Pavlovna nu puteau înțelege cum se întâmplase una ca asta și mai cu seamă nu puteau să creadă ce pretindeau doctorii, că era un psihopat pe jumătate nebun. Ele nu voiau să admită nici de cum acest lucru, căci știau că era mult mai sănătos decât mulți dintre bărbații pe care-i cunoșteau ele. Și, într-adevăr, dacă Evgenie Irteniev era bolnav de minte, atunci toți oamenii sunt deopotrivă de bolnavi și printre cei mai bolnavi sunt aceia care văd semnele nebuniei la alții și n-o văd la ei înșiși.